La medic, numai cu cardul de asigurat. Din acest an, pacienții vor fi obligați să prezinte furnizorilor cardul de asigurat. Acesta ar fi trebuit să producă efecte încă din luna septembrie a anului 2012, dar implementarea sa întârzie. Cardul de asigurat va conține tot istoricul medical al posesorului. După distribuirea cardurilor, niciun pacient nu va mai primi asistență medicală dacă nu îl prezintă furnizorilor de servicii de sănătate. Introducerea cardului de sănătate se va realiza în cea mai mare parte prin contribuția medicilor de familie. Aceștia vor fi obligați să ridice pachetele cu carduri de la casele județene de asigurări de sănătate. Ulterior, își vor chema pacienții la cabinet, le vor solicita acordul pentru datele care urmează să apară pe carduri, apoi le vor inscripționa pe acestea. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să impună utilizarea cardului de sănătate la toți furnizorii de servicii medicale. Cardul va fi prevăzut cu un cod de identificare, dar și cu un chip care va conține toate informațiile despre istoricul medical al pacientului, grupa de sânge, precum și avizul pentru donarea de organe. Până acum, singurul card utilizat de asigurați a fost cel european de sănătate. Posesorii lui au dreptul la asistență medicală de urgență atunci când călătoresc în Uniunea Europeană.